deținere ilegală de droguri și de substanțe interzise. Acestea sunt cifre care spun totul despre activitatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne din cele trei zile. Iertați-mă, aceste dosare penale au fost întocmite de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, nu de către altcineva. Teoria că Ministerul Afacerilor Interne nu a fost prezent activ în acest eveniment este una falsă. Am avut peste 400 de efective zilnic în cele trei zile de festival. Dar, revenind la măsuri, am spus că am dispus structurilor Ministerului Afacerilor Interne să vină de urgență cu un plan pe cele două componente, de prevenire și de combatere. Astăzi, începând cu orele 10, am convocat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne toate structurile cu responsabilitate în acest domeniu și în urma acestei întâlniri vom stabili măsuri cu termene, pe termen scurt, pe termen mediu, privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și alte substanțe interzise. Concret, vom reevalua activitățile de colectare a datelor. Vom pregăti suplimentar personalul Ministerului Afacerilor Interne. Vom stabili calendarul evenimentelor cu public numeros și acolo vom avea o prezență sporită a efectivelor MEAI. Vom pregăti organizatorii de evenimente, pentru că este nevoie să avem o colaborare foarte bună structurile Ministerului Afacerilor Interne cu organizatorii acestor evenimente. Și foarte important, vom comunica public, pentru că nu este normal și este incorect pentru structurile MEAI să se pună o întrebare retorică așa în spațiu public, ce ați făcut în acest domeniu? Când pe linia prevenirii am avut 10.000 de elevi care au intrat în proiectele Agenției Naționale Antidrog. Am avut sute de mii de voluntari, sute de mii de persoane la care am ajuns cu informații și cu tot ce a însemnat proiectele de prevenire. Pe linia combaterii, doar la nivelul anului 2021 am avut peste 7.000 de dosare penale întocmite pe acest segment, consum de droguri, deținere ilegală de droguri și substanțe interzise. Am destructurat 52 de grupări infracționale anul trecut și am trimis în judecat, au fost inculpați peste 1.600 de persoane. Și mai mult, 2,8 tone de droguri au fost confiscate anul trecut. Vă aduceți aminte, la Constanța anul trecut, 1,4 tone de heroină a fost cea mai mare captură din ultimii 30 de ani și a doua cea mai mare din Uniunea Europeană. Acestea sunt cifrele, aceste cifre vorbesc despre activitatea structurilor MEAI. Însă, suntem conștienți că nu am făcut destul, pentru că vorbim de un flagel. Vorbim despre faptul că din consumatori ocazionali, foarte mulți devin dependenți. Deci de aceea trebuie ca toate instituțiile statului să facă front comun pentru a limita acest flagel. Eu cred că acest flagel ne privește pe toți, pe toate structurile statului și la toate nivelurile din societate. De la... Categoric, da, în grupul celor care organizează astfel de evenimente cu public numeros, intră și reprezentanții primăriei. Și vom avea aceste... Am avut și până acum și am cifre despre ce s-a întâmplat la Untold, Electric Castle și festivalurile de pe litoral, de la Mamaia, de la Vama Veche. Am cifrele de anul trecut. Cu siguranță că vom spori aceste efective, pentru că așa cum am văzut, cu toate că România se află pe ultimele locuri la nivel european în ceea ce privește consumul de droguri, chiar pe ultimele în anumite categorii, se observă și în România și la nivel european o tendință de creștere a persoanelor care
consumă droguri și a celor care devin dependente, din păcate. Vă rog. Deci să separăm lucrurile. Aici vorbim de moarte suspectă și există un dosar la Poliția Capitalei care merge înainte. Celelalte dosare, 119 despre care vorbeam, pe consum de droguri, respectiv 10 pe alte infracțiuni, sunt instrumentate de structurile specializate ale statului, parchet, și ele merg înainte. Sunt persoane audiate, după cum ați putut observa, ieri am avut, nu aș vrea să greșesc, cred că 14 percheziții în București și în județele din jurul Bucureștiului, tocmai pe această componentă a destructurării rețelelor de trafic de droguri. Vă rog.